Mamă, ați văzut asta? Andrei a înjurat-o foarte rău pe Iana, iar Iana a făcut publice conversațiile cu el. Am să vă citesc imediat ce spune Iana și vorbim după. Acum, indiferent de cum o vede el pe Iana sau cum ar fi ea, nu cred că este ok acest tratament. Până la urmă, îți convine bine, nu spui pa și la revedere, dar nu te comporți așa niciodată. Iana spune așa: subiectul cu Andrei e încheiat. V-am arătat o parte foarte, foarte mică din ceea ce reprezintă. Să știți că tot ce arată în emisiune este o făcătură și joc din partea lui. Nu era nimic real. Andrei, Cica, te pup, dragul meu. Și acum am să vă arăt și mesajul lui Andrei. Știți că mie mi-e rușine să vă citesc, dar o să vă spun așa în mare. Iana scrie: iubirea vieții mele, așa trebuie să vorbești cu femeia pe care o iubești. Și el îi spune: ești spartă de la 14 ani, să-ți dau puncte, puncte, până te neci, că dacă mă super vin la tine și te puncte, puncte. Și Iana îi spune: toată asta o să o fac publică. Și el îi spune: publică ce vrei tu. Cam despre asta este vorba. Sper că vedeți să citiți și nu e nevoie să vă spun eu. Așa cum am mai spus, este drept că poate Iana a tratat relația asta greșit, poate că nu a fost chiar ceea ce trebuie, dar vă spuneam că mai corect ar fi fost să spui la revedere, să te întorci și să pleci decât să ajungi să vorbești astfel de vorbe, pentru că până la urmă nu faci decât să te înjosești pe tine, în primul rând. Pentru că tu erai cel care spuneai că iubești femeia asta și așa cum era ea, cu toate defectele astea pe care le are, să ajungi să-i vorbești așa nu face cinste niciunui bărbat. Dar cam despre asta este vorba. Iana a șters mesajele care i le-a scris lui. E clar că și ea l-a țățat și vă dați seama că nu îi scria niște vorbe de dragoste în timp ce el înjura. Clar că și ea îi spune ceva să l atâțe, să fie cât mai vulgar, cât mai violent în vorbire. Dar chiar și așa, nu știu, eu așa cred că nu e corect și nu e demn pentru nimeni să te comporți așa.